Ce-ai făcut? Ești vinovat? Ai tâlhărit-o? Nu te-ai gândit că e păcat? În ziua de Paște? Tânărul de 18 ani din Târgu Jiu este acuzat că a încălcat a 8-a poruncă duminică în jurul orei 20 pe strada Olar din municipiu. La scurt timp după comiterea infracțiunii de tâlhărie, acesta a ajuns în arest. Din cercetările efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că în seara zilei de 20 aprilie, în jurul orei 20, tânărul, prin smulgere, a deposedat o tânără de 21 de ani de geanta pe care aceasta o avea asupra sa. Victima, în vârstă de 21 de ani din Târgu Jiu, a alertat poliția. Tânăra se afla pe o alee care face legătura între Colegiul Național Spiru Hareț și grădinița Mihai Eminescu. Tâlhăria a fost comisă sub privirile îngrozite ale fratelui său în vârstă de 10 ani. În geantă aceasta avea 130 de lei și documente personale. Târgujeanca vorbea la telefon în momentul în care persoana necunoscută din spatele său i-a tras rapid geanta din mână. Poșeta a fost recuperată de oamenii legii care l-au reținut pe suspect pentru 24 de ore. Procurorii vor stabili astăzi dacă se impune arestarea preventivă în acest caz.